Anul acesta, cel mai important eveniment din țara noastră a avut loc la Sibiu. Ziua Europei a fost sărbătorită de toți liderii blocului comunitar cu ocazia summitului organizat de administrația prezidențială. Pe 9 mai, prima capitală culturală europeană din România a devenit și capitala politică a Uniunii Europene. În total au fost în țara noastră 36 de delegații oficiale, 400 de invitați de rang înalt, 900 de jurnaliști și 100 de translatori. Oficialii europeni au fost întâmpinați de 2000 de oameni în Piața Mare. O parte dintre cei care au aplaudat prezența liderilor în centrul Sibiului au avut ocazia să dea mâna cu președintele Consiliului European Donald Tusk. Oamenii au scandat numele șefului statului român Klaus Iohannis, fost primar al Sibiului. Președintele României a precizat atunci că summitul la care au participat cei mai importanți lideri europeni a fost unul de succes, în care s-au stabilit direcțiile blocului comunitar. În timpul reuniunii care a avut loc în sediul primăriei, a fost semnată și declarația de la Sibiu, un apel prin care europenii au fost îndemnați să voteze la alegerile europarlamentare. Pot să spun că am reușit să avem un summit al unității, al determinării noastre de a continua avansarea proiectului integrării europene ca proiect fără precedent de democrație, prosperitate și pace. Aș dori să-i mulțumesc președintelui Iohannis pentru organizarea și găzduirea summitului de la Sibiu. Ați organizat un summit excepțional. Puteți fi mândri de munca depusă, la fel cum Europa este mândră de dumneavoastră. Pur și simplu, m-am îndrăgostit de Sibiu. Toată Europa s-a îndrăgostit de dumneavoastră. După orașul care i-a încântat pe liderii europeni, Caravana România 2019 ajunge într-un alt loc de poveste. Ediția finalului de weekend a emisiunii se va difuza de la Alba Iulia, orașul din inima României, simbolul Marii Uniri.